Salutare, prietenașii, și bine v-am regăsit la un nou gameplay. În episodul de astăzi o să jucăm joculețul Tiny House Simulator, un joculeț în care vom construi diferite case pentru clienții noștri. Deci vom fi un designer de case, acele case pe roți, tip rulotă. Un joculeț care a fost lansat în data de 5 noiembrie 2024 de către dezvoltatorii Farm From Sky. Joculețul, bineînțeles, îl găsiți și pe Steam, versiunea oficială, versiunea pe care o joc și eu, costă 18 euro, dar nu uitați că găsiți acolo și versiunea demo pentru a vedea și pentru a vă acomoda cu jocul și aveți și o versiune tot gratuită numită Tiny House Prologue, deci în funcție de ceea ce doriți puteți să vă alegeți de acolo, fie că vă luați și versiunea de full option, fie că îl veți juca doar în partea de demo. Așa că o să intru și eu aici, să-i dăm drumul la joculeț, să vedem ce și cum. Atenție la setări acolo când vă faceți setările, eu nu o să vă bălmăjesc aici mult cu setările, vreau să intru direct în acțiune, dar aveți și limba română. Partea de grafică nu e ceva foarte ieșit din comun, dar joculețul fiind în faza de dezvoltare, bănuiesc că și aici vom vedea mai multe îmbunătățiri pe parcurs. Bun, pentru ce pune de aici și ne spune așa acolo, un moșneac zice, hei, puștiule, cum merge? Sper că ești bine, ghici ce? Ți-a lăsat mașina mea. Da, e toată ta, fă o tură. Nice, moșule, bine că ne-ai lăsat mașina. Hei, dacă e mașina moșului, ouăleu. Hai să facem o tură. Acum ascultă bine, îți voi trimite locația magazinului meu, merge acolo și vom discuta mai multe. Deci moșul ne-a trimis locația lui, ne vom duce la magazinul moșului. Dar până acolo să nu uităm că suntem cu mașina lui, așa că hai să-i dăm în gură, să-i facem mașina nici chiar așa, dar aproximativ. Dacă nu-i mașina noastră, facem de toate pe ea, nu? Și se pare că pe aici deja trebuie să virăm la dreapta. Bă, da, ce am vrut eu să fac aici? Cameră. Jocul arată așa un pic carton, cred că pentru copii prinde bine joculețul ăsta. Puștanilor, chiar vă recomand joculețul, încercați-l și voi. Aveți și versiunea demo, aveți și prolog acolo, ca să nu dați banii pe el, să vă bată mămica după aia în cuie pe ușă. Sau să vă spânzure cu mopul de ușa de la cămară. Deci aveți și versiunea gratis, dacă vreți să jucați, treceți la treabă, luați-l de pe Steam. Uite, aveți și gagici aici în pantaloni scurți. Aveți și... da, și să continuăm aici. Aveți și bani, uite că vă 200.000, bă, net. Unde ne ducem? Uite aici, ne-am băgat moșul, ne cheamă la locația asta, dar ce facem noi aici? Ei, și ne-am băgat aici, cred că mai aici are moșul, dacă nu mă înșel eu. Moșulețul nostru aici cred că are o hală. Acesta este doar începutul. Bun venit în Tiny House Simulator! Suntem încântați să explorați alături de noi această lume în dezvoltare. În acest timpuriu veți experimenta o lume deschisă, vibrantă, veți descoperi locuri unice. Veți aborda misiuni palpitante și veți experimenta cu funcții în evoluție. Această călătorie este abia la început, iar noi lucrăm din greu să extindem jocul pe baza feedback-urilor din partea comunității noastre minunate. Alturați-vă nouă pe Discord pentru a vă împărtăși gândurile și pentru a ajuta la conturarea viitorului Tiny House Simulator. Vă mulțumim că construiți această lume alături de noi. Și noi vă mulțumim pentru încrederea de a putea testa acest joc. Apasă Tab pentru a naviga între meniuri, pentru a viziona și gestiona sarcinile tale, mergi direct la fila poștă și selectează contractele. Stăiți, am înțeles, fila poștă și primul contract. Și în primul contract ne spune așa: salut, magicienii din Tiny House! Daniel și cu mine suntem gata să transformăm Tiny House-ul nostru într-o mică bucată de paradis. Camera noastră de zi și bucătăria sunt combinate într-un spațiu mic, iar noi căutăm ajutorul vostru pentru a-l face mai funcțional și mai primitor. Avem nevoie de un redesign vibrant care maximizează spațiul, soluții inteligente de depozitare, decor colorat și locuri confortabile care să-l facă să fie plin de viață și primitor. Dorim să folosim activ această zonă atât pentru gătit cât și pentru relaxare. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce magie veți crea. Mulțumim, Ava și Daniel, și viitoarele noastre vibrații zen. Deci aici va trebui să vibrăm cu zen, cu treburi, ne dă și indicii dacă suntem atenți. Aici avem mai multe click stânga pentru a vinde, am înțeles, schimbă modul. Deci avem asta bucată chestii care putem să vindem chestii. Și
totodată ăsta e unul dintre aparatele numite vânzător. Așa, ce mai avem pe aici? Chestii, trestii, nebunii. Bun, păi nu cred că avem noi nevoie de așa ceva pentru început. De pe click dreapta o să aveți acest joystick care puteți să mutați pe ciocan, mână sau constructor. Ce mai avem aici? Vopsea și vânzător. Deci ne vom duce pe modul mână ca să vedem ce și cum aici. Deci ușa se deschide în exterior. Am înțeles. Foarte important să luați fiecare detaliu în parte, pentru că fiecare detaliu vă ajută în ceea ce vreți să faceți aici din această rulotă, casă. Bun, deci toate ușile, după cum văd, se deschid înspre interior. Aici nu-mi place cum se deschide ușa asta, se deschide în interior și astupă dușul. Bun, vom vedea ce putem să facem aici. În mare parte, cred că ușa va trebui să o schimbăm. Tavan de făcut, aici avem și un dormitor. Mie zicea ceva de zen, de zona zen. Vom putea să o modificăm. Aici fiind și bucătăria, bucătăria cred că vom putea să o facem altfel. La bucătărie o să luăm asta și să vindem în prima dată asta. Dacă e bucătărie aici, chiuveta o să o vindem de aici, pentru că nu-i locul ei aici. E un loc foarte mic aici. Precum și oglinda. Coș de haine, ăsta e prea mare. Ar trebui să luăm altul mai mic. Astea momentan le lăsăm. O să distrugem doar zonele care nu ne fac nouă cu ochiul. Aici fiind bucătărie, n-are ce să caute atât de multe tablouri colorate într-o bucătărie. Aici trebuie să fie cât mai safe, cât mai liniște, pentru că e bucătărie, da? Iar aici în dormitor, aici o să optăm, cred că, pentru alte chestii. Dar înainte de asta aș vrea să văd și ce avem noi ca și cumpărare. Ia să vedem pe aici. La magazin, cam ce am putea să înlocuim. Ca și ferestre, vedem aici uși. Mă, ușile astea nu știu exact cum să deschid, dar am putea să schimbăm ușile. Ok, și aici avem pardoselile, care tot așa va trebui să le schimbăm. Pentru interior, avem mai multe game aici de, pentru camera de zi, pentru aparate electrocasnice, paturi. Aici s-ar putea să intrăm în zona de dormitor, să punem un pat mai confortabil. În zona de baie, depozitare, ok, lumini și divertisment. Aici chestii de design, de decorații, de a-ți pierde vremea. Să facem cu o vibrație zen. Bun, mă mai uit o dată la misiune, pentru că în mare parte vreau ca să facem exact ceea ce trebuie. Și aș începe această minunată ușă pe care am dizolvat-o și ne ducem în magazin să schimbăm ușa. Și aici la ușă, la baie, aș vrea să pun o altă ușă. Uite, de exemplu, încerc ușa asta să vedem dacă o putem să o punem. E mai friendly. Știu că poate o să ziceți, bun, dar ușa e ciudată că, știi, se vede la baie. Dar la baie se va vedea exact poziția din față, adică poziția de chiuvetă. Așa că aici, unde o să avem cabina de duș, o să vin cu o toaletă, dacă se poate, de robustă, de mică. Deci am pus și WC-ul aici, e ok. Nu știu dacă putem să punem noi și chiuveta, deci chiuveta va trebui neapărat să o punem aici. Și acum mergem o dată la magazin și tot la produsele de baie, încercăm să găsim și o chiuvetă, dar m-aș duce pe o chiuvetă mai mică, ca să nu fie așa. Hai să vedem asta cu verde. Am pus și chiuveta aici, nu știu dacă pe chiuvetă putem să punem niște lucruri. În baie mi se pare că sunt prea multe tablouri care nu și-au locul de nicio culoare aici. Bun, și la baie am putea să facem niște chestii. Astea nu le schimbăm, că sunt ok. Dar ce vreau să fac aici la baie, m-aș duce pe partea de vopsire. Apasă ta pentru a deschide meniul magazinului și a cumpăra o găleată de vopsea. Deci tot așa ne duce la magazin și unde putem să cumpărăm și noi vopsele. Paturi, baie, depozitare, găleată de vopsea. Și aici nu știu dacă vopseaua va fi ce trebuie. O să umplem aici și încercăm să facem o combinație.
În felul ăsta am vopsit aici, am dat un pic de decor într-un fel așa, ca și ușa, să aibă o chestie. Și vom mai da și partea asta la fel. Aș fi vrut altă culoare, dar dacă nu am decât maro ăsta, o să mă folosesc de el acum. Am plecat cu vopseaua, o scot aici afară ca să nu ne mai lovim de ea și cred că am vopsit acolo solul. Ce nu trebuia să fac eu cu solul, dar hai să vedem dacă putem să reparăm partea asta. Am dat chiuveta la o parte și am dat și mașina la o parte pentru a face peretele aici. Am dat totul la o parte de aici din baie pentru a continua modul de vopsire. În continuare rămân, nu știu, aici nu se poate anula vopsea asta, deci odată ce ai dat cu vopsea, cam așa rămâne. O să facem aici o dungă, așa, ca un fel de soclu, ca să dea un design mai aparte, băii. Și în felul ăsta, cumva, să ne scoatem și gafa, pentru că n-am mai găsit cum să scoatem vopseaua. Și uite, în felul ăsta am reușit să facem un chenar aici, un chenar în care să pară totul mai altfel un pic. Cred că o să dea destul de bine, doar că vom avea nevoie și aici facem același lucru pentru a avea un design similar. Și atunci vom veni așa și aici cu această parte. Ei, și acum să ne luăm noi aici ce ne mai trebuiește. Deci, în primul rând trebuie să mergem la magazin. Ne mai uităm și pe aici pe la coloritul ăsta. Deci la baie. Avem nevoie de o chiuvetă. Dacă am dat cu maroniu pe acolo, ar trebui să punem ceva asta ca să nu ne încurce. Iar acum, pentru mașina de spălat, ne va trebui un loc. Și asta le găsim nu la lumini, la... Am pus și mașina de spălat aici și un pic cam aproape, rămâne aici un costa gol, dar acolo încercăm să băgăm un coș de rufe în colț și să vedem dacă ne și ajută combinația asta. Aici avem și chiuvete de bucătărie, nebunii, cred că la depozitare, mai mult ca sigur vom avea și coșulețe pe aici undeva. O să punem doamne aici uscătorul de păr pentru că l-am vândut celălalt. Și trebuie să-l punem acolo. Ce să mai băgăm în baie aici? Nu? Da, i-am pus o priză acolo pentru uscător, asta pentru mașină. Ok. Avem nevoie și de o lampă aici sus. De tavan. Și pentru tavan cred că aș opta... Uite, pentru lampa asta de tavan aș opta, are un pic de... Are un pic de nuanță, de maro pe ea acolo și asta mă face să o pun acolo. Două lămpi, perfect aici. Nici nu trebuie mai mult, având în vedere că avem și lămpile astea aici. Cred că baia în mare parte e gata. În afară de încă două tablouri pe care vreau să le pun. N-am uitat de ele, pentru că am văzut de la început că le plăcea să aibă tablou în baie. Bun, așa că ne vom duce aici la divertisment. La divertisment vom intra aici și o să căutăm aici niște tablouri. Sau cel puțin ceva de pus pe perete acolo. Ia să vedem și dacă găsim ceva aici. Da, avem aici câteva tablouri, dar nu știu ce s-ar pune mai bine pentru baie. Și pe când ne jucam mai bine, dragi prieteni, am căzut din stratosferă în galaxie și am rămas aici. După ce am terminat, am încercat să finalizăm construcția. Vedem acolo sus rulota.
Dar noi se pare că am căzut în iad. Rulota a rămas în rai. Doamnelor și domnilor, acesta a fost mirificul și magnificul joc Tiny House Simulator. Bye bye!